În următoarele 10 minute, 15 cu aplauze era? Sau plus 15 aplauze, sperăm noi. Veți avea parte de prezentarea unui alt trainer, consultant, care a fost prima persoană care a devenit training partner și speaker împreună cu Paul Martinelli. În aplauzele dumneavoastră, Diana Vitan! Bună ziua! Nu-mi permit să zic bună dimineața, pentru că atunci v-ați dat seama despre multe chestii legate de mine. Mă numesc Diana Vitan și plec în prezentarea asta și în întâlnirea cu voi cu niște minusuri. Primul este că am doar 10 minute la dispoziție, 15 cu tot cu aplauze. Tot timpul intru și în zona de aplauze, deci nu o să mă limitez la cele 10. Am glumit la asta, de data asta chiar încerc. Al doilea mare minus este că am venit așa foarte sigură pe mine și cu un zâmbet șăgalnic în colțul gurii de la o întâlnire cu niște doamne minunate din București, la o conferință care se intitula Feminitate și Succes, unde o doamnă a scenei românești spunea, când vine vorba de flexibilitate, apropo de discuția de astăzi, numai noi putem discuta despre acest aspect. Nu o să vezi vreun bărbat sincer care poate să vorbească despre asta. Și iată-mă, am venit la întâlnirea de astăzi. Uitați-vă, vă rog, la masă. Faza 1 ca faza 1, faza 2 și următorul minus este că antevorbitorii mei, pe care vă rog acum să-i aplaudați din timpul meu de aplauze, au făcut-o în cel mai interesant, plin de umor și captivant mod. E, când vine vorba de flexibilitate și adaptabilitate, m-am gândit ce aș putea să spun interesant, că un alt minus al meu este că sunt penultima vorbitoare, nu? Și am și eu multe chestii. Vreau să povestesc de adapt or die din punctul meu de vedere, nu mai povestesc. Nu vreau să povestesc nimic despre bancă. Deci, Felix, I'm your friend here. N-am vrut să spun nimic. Și m-am gândit că flexibilitatea, dacă e să ne ducem la Dex Dacian, înseamnă calitatea și capacitatea unui subiect de a se adapta la mediul înconjurător, la împrejurările la care este supus. Suntem, am fost ca rasă umană în permanență flexibili, prin prisma relațiilor pe care le avem, prin prisma business-urilor pe care le dezvoltăm, însă gradul flexibilității de care am dat dovadă pe parcurs ne-a făcut să avem succes, să nu reușim pe moment, să ne oprim, să mergem mai departe. E, care ar fi totuși un aspect demn de ținut minte? Am încercat eu personal, până la 33 de ani, în toată activitatea mea de până acum, să-mi caut zona de excelență, să încerc să fiu unică, să încerc să mă adaptez trendurilor pieții și să și câștig bani din ceea ce îmi place să fac. Mărturisesc că din ce am văzut pe piață, pot să spun un singur lucru. Orice succes notabil pe care l-am văzut a avut de-a face în primul și în primul rând cu conținutul, cu main core-ul business-ului respectiv. Și felul în care acesta s-a adaptat la condițiile pieței prin flexibilitatea strategică de care a dat dovadă. Vreau să încep cu un scurt banc pe care l-am auzit în Oradea, în urmă cu 2 ani, la Hotel Continental, la un eveniment la care luam parte de la o doamnă foarte simpatică. Spunea dumneai ei că o broască, că o să devin celebru cu broaștele, că peste tot povestesc de broscuțe și de broaște, de data asta o broască testoasă, se chinuia să urce în vârful unui pom. Șontâc, șontâc, ajunge vârful pomului, la un moment dat din vârf, pac, se aruncă în gol. O ia nevoios, lovită bine, urcă din nou până în vârful pomului, de unde, pac, se aruncă în gol. Din nou pornește și mai anevoios la drum, iarăși încearcă să ajungă spre vârful pomului, unde la un moment dat, pe o cracă alăturată, două păsări stăteau de vorbă. Iubito, nu crezi că e timpul să-i spunem că e adoptată?
E acum, concluziile ar fi simple. Tot timpul trebuie să știi cine ești, unde ești și care sunt condițiile și circumstanțele de unde vii și să ai privirea clară țintită înspre unde vrei să te arunci. Doi la mână ar fi să-ți verifici tot timpul zona în care vrei să aterizezi și trei la mână ar fi să nu uiți că deși ai putea ști că ești înfiată de o familie de păsări și să fii ok cu chestia asta, s-ar putea ca zborul să nu fie opțiune dacă ești broască. Așadar, dacă de-a lungul timpului sunt companii care cu o coloană vertebrală dată de valori, cum povestea Răzvan mai devreme, de un conținut solid, de viziune, misiune și valori, aveau să reușească și altele să moară în fașă înainte să înregistreze vreun real succes, s-a întâmplat și s-a diferențiat pentru că, din punctul meu de vedere, nu au urmărit trei pași concreți. Care ar fi aceștia? În primul rând, află. Cunoașteți piața. Identifică zonele de potențial. Zonele tale de potențial, în primul rând, nu uita mentorul firmei tale, mentorul companiei tale, care este conținutul, care este viziunea, care este punctul de vedere de unde pleci și zona de potențial a pieței în momentul respectiv. Piața cunoaște fluctuații de-a lungul timpului, după cum știți cu toții, și momentele de criză care apar, crize fictive, crize cauzate, crize născocite ca și scuze pentru lipsa noastră de creativitate sau crize realmente, în momentul în care fiecare moment al pieței cunoaște o anumită zonă de potențial, trebuie găsită și trebuie exploatată, iar zona noastră de potențial trebuie să fie clar compatibilă cu zona respectivă de potențial. Nu încerca să fii de toate pentru toți. Cunoașteți spiritul românesc prin care suntem buni la toate? Din păcate, da. De mici copiii noștri sunt trimiși la școală și se creează, se emită așteptări la adresa lor ca ei să învețe bine la toate materiile, să fie buni la toate, să se descurce la toate. Românul se simte un meseriaș adevărat dacă știe să facă de toate. Dacă încerci să fii bun la toate, s-ar putea să ratezi, să fii excelent într-un anumit domeniu. Încercați să evitați chestia asta, adică găsiți-vă nișa pe care activați și găsiți-vă nișa pe care vreți să activați în funcție de fluctuațiile pieței. Caută pulsul pieței. De fiecare dată mă emoționez, deci vreau să mă ajutați cu niște aplauze, că acum trebuie să beau o gură de apă. Am citit în ghidul speakerului, cu minte, scria speakers, grupul de speaker support, să consumați înainte apă. Nu vă spun că mi-am băut toată sticla. Tot mi se întâmplă. Caută pulsul pieței. Unde bate? Inima noastră bate în corp. E clar. Dar trebuie să căutăm unde simțim și luăm pulsul. La fel se întâmplă cu piața. Trebuie să căutăm pulsul pieței la un moment dat. După ce afli, încearcă să câștigi. Cum? Nu e altă cale decât să-ți vezi business-ul ca pe propriul copil. Până când business-ul tău nu este parte din viziunea ta, nu reprezintă un drum clar, concret și drept în funcție de care vrei să te miști în următorii ani și reprezintă doar o zonă de născocire a veniturilor sau reprezintă doar o zonă în care vrei să te desăvârșești pur egotic sau reprezintă doar o zonă în care vrei să te manifesti cu succes. Până când nu îți vei trata business-ul ca pe propriul copil pentru care ești dispus, credeți că vă adaptați pentru copiii voștri? Credeți că găsiți căi de a ieși dintr-o anumită situație dacă ar fi să inventați resurse pentru copiii voștri? Da? Nu? Aveți copii? Mă compor ca o mămică. O să am trei, dar eu deja mă învăț să mă compor ca o mămică. Știu că mama mea, care m-a crescut singură,
a fost foarte creativă, fiind o pediatră care nu știa altceva în afară de spital și pediatrie, a reușit să se adapteze la toate nebuniile mele și să reușească să născocească resursele pentru el atunci când a fost nevoie. Drept urmare, business-ul meu este copilul meu. Am văzut oameni care își tratează business-ul ca pe un copil. Adică, atâta vreme cât îl facem doar bun de aplicat pieței sau bun de scos bani din el, o să fie o cursă de scurtă durată. Și stăpânește. Stăpânește cum? Stăpânește prin valori. Stăpânește prin misiune. Stăpânește prin strategie adaptată. Cum ne adaptăm strategiile de punere pe piață? Păi, în primul rând, trebuie să observăm că în funcție de fluctuațiile pieței, putem vorbi de poziționare, putem vorbi de influență, putem vorbi de branding, putem vorbi de adaptare la concurență, nici de cum de flexibilitate, exact cum spunea Răzvan când vine vorba de valorile noastre sau de conținutul nostru. Dacă știm cine suntem ca identitatea companiei, dacă știm ce livrăm, dacă suntem siguri pe piață, toate micile eficientizări și strategiile pe care trebuie să le adaptăm la piață vor fi doar un detaliu. Paul Martinelli, în încheiere o să vă spun, în cei 2 ani în care am fost ucenica lui, îmi spunea că orice business se poate eficientiza la un moment dat. Și am zis, ei bine, nu. Și chiar mulțumesc, nu știu cine a spus mai devreme, că, de exemplu, și o firmă cu 2 angajați se poate eficientiza, corect? Da. Felix. Paul mi-a dat un exemplu și mai elocvent. Îmi spunea că, la un moment dat, în fața unei clădiri, unei zgârie nord din New York, stătea un bătrânel care vindea gogoși și cafea. În fiecare zi, la 9 fără un sfert, până la ora 9, se forma o coadă înainte de intrarea la program în companie, unde oamenii își achiziționau cafelele și gogoșile. Venea câte unul pe rând. Fiecare primea cafea gogoașă, cafea gogoașă. La ora 9, povestea bătrânelului nostru se termina. Putea să se miște oricât de repede, putea să vândă oricât de bine, între 9 fără un sfert și 9, se întâmpla toată povestea. Nimeni nu venea de la 8 să stea la coadă pentru cafea și nimeni nu stătea peste 9 ca să nu poată să intre la fix la program. E, v-aș întreba pe voi, într-o situație de genul acesta, cum poți să eficientizezi? Cum? Mergi tu la client. E, un prieten de-al bătrânelului din povestea noastră îi spune așa, unde crezi că pierzi timp? Uite, timpul a expirat. Uite, eu l-am pierdut. Un minut. Unde crezi că pierzi timp? Bătrânele a spus, unde să pierd timp? Vin cu ele gata preparate. Tot ce fac e să le dau pe pult, sunt ca un microboțel. Cafea, gogoașă, cafea, gogoașă. Unde pierd timp? Și zice, ok, bun, unde pierzi timp? Ai doar un sfert de oră pe care pot să o eficientizezi. Când dau rest. Era singurul moment, în momentul în care el dădea măruntul rest la câte o bagnotă, în care să spunem că putea pierde timp, dar spunea n-am cum, n-am pe cineva sau, mă rog, m-ar costa în plus. Și a zis, te-ai gândit vreodată să pui un coș pe pult și să lași oamenii să-și ia singur restul? A zis, aoleu, păi îți dai seama că îți m-ar fura? Da, dar ar fi infinit mai mici ca număr decât cei care te-a respectat pentru că ai avut încredere în ei să-i lași să-și ia singur restul. Poziționarea pe piață după conținut și flexibilitatea înseamnă valori, conținut, leadership, puterea exemplului personal. Dați încredere și veți primi respect. Vă mulțumesc mult!